cu ocazia vizitei delegației oficiale ați făcut frumos. Că ieri era totul amestecat ca la gunoi. Na, vreau să arăt că mimăm grija pentru refugiați. Ieri era un morman de haine vechi. Acum nimeni nu se apropie de aici să ceară, să revendice, să folosească hainele astea, pentru că trebuiau arătate la televiziuni și la oaspeți străini. Azi pe nimeni n-am văzut să ia, să beneficieze de lucrurile astea. Halal ajutor. Pentru ce mă este mai? Așa. Veni și vă dați veste ajut, să o luați înapoi și vrem să vedem cu cine sunt de vorbă. Eu m-am prezentat stagionul, stase la poliția transportului. Eu sunt Oleg Brega, sunt voluntar și tocmai am predat vestea că am terminat schimbul, tura. Și acum aștept la poliție să-mi recuperez bicicleta. A, deci aveți venit la noi aici. Da, la poliție. Dacă sunteți dumneavoastră șef la secție, să vă rog să-mi dați bicicleta. Un buletin să-mi pretaș. Nu am buletin și m-ați legitimat azi odată din cauza bicicletei. Poate v-a legitimat colegii mei, nu? Da, dar dumneavoastră pentru ce m-ai legitimat? Par... Am spus motiv. Ce? Care? E un motiv legal ăsta? Motivul care sunteți aici în fața corturilor. Mi-a spus păi sunt în gara de nord în fața corturilor, da, e ceva ilegal, da, trebuie să fie un tem ilegal. Am spus, Oleg Brega mă numesc. Și eu mă numesc Oleg Brega. Așa, data naștere. Nu vă dau data naștere, pentru că asta e legitimare și legitimare trebuie să fie ilegală. Cu teme ilegal. Dacă e ilegală, e abuz. Da? Trebuie să aveți un motiv legal. Nu așa că vi se pare suspect, că vi se pare interesant, că s-au plâns pompieri. Ce s-au plâns pompieri? Că am trecut pe lângă ei și am dat din coadă? Să... Păi și nu-i voie, și nu-i voie să stau la corturi? La corturile astea special amenajate sunt... Corturile astea sunt pentru refugiați și eu sunt voluntar pentru refugiați. Am înțeles. Și ăsta suntem ilegal? Să mă legitimați? Un document să prezentați. N-am document. N-am niciun document. Atunci numele și data naștere. Nu vă spun numele și data naștere. Trebuie să-mi spuneți temeiul legal pentru care mă legitimați. Nu să abuzați așa. V-am spus, mă numesc Oleg Brega. Am înțeles și data și gata. Nașterii. Dar nu vă spun data nașterii, că-s date personale și astea se cer numai în cazuri legale. Da? Când ai temei legal să legitimezi om. Oleg și mai cum? Brega. Brega. Imediat să văd aici la colegii mei dacă a spus că ați venit azi. Și pe bicicletă, da. Și acolo la cortul central este legitimată cu numărul de buletin la cortul central, că-s voluntar. Tocmai am predat viața. Am înțeles, nu v-am... Păi nu, m-ați abordat și-mi cereți date personale, fără teme legal. Deci v-am zis că vreau doar să știu cine este la... Și v-am spus numele. Imediat mă duc să verific dacă chiar ați venit. Pofte. Românica stat polițienesc. Abuzuri și intimidări. Le-a cășunat lor să mă legitimeze. Că îmble pe lângă corturi. Ar trebui să mergem tiptil, să ne ascundem. Oleg Brega. Da. Oleg Brega. 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 G. Mafia cu epoliță. Mă învârtiți pe lângă corturi. Vai, ce ilegalitate am comis. Mă învârt pe lângă corturi. E în regulă, domnule. Nu e în regulă. E abuz ce ați făcut dumneavoastră și pot să scriu o plângere la parchet. Nu este deloc. E un abuz, e o legitimare nelegală. O zi frumoasă, mă doamne. Sănătate. Nu prea o să mai fie ziua frumoasă după cum s-a comportat azi SRE-ul, poliția, pompierii, poliția locală de la sala 1. Numai abuzuri am trăit azi. Din cauza delegației oficiale, toți sunt încordați.